Pentru cei care nu știu pe Nicocado Avocado, el este unul dintre cei mai cunoscuți mukbanger de pe YouTube. Dar el nu e ca orice fel de alt mukbanger pe care îl vedeți pe această platformă. No. El obișnuia să fie vegan, ceea ce pentru un mukbanger în general e ceva destul de atipic. Numele lui de scenă, Nicocado Avocado, vine tocmai de la faptul că era vegan și promova acest stil de viață în perioada în care și-a deschis canalul de YouTube. Înainte de a începe, nu uitați să vă abonați și să dați like acestui videoclip, vă aștept și pe Insta Emma Celibiu. Prin definiție, mukbanger, termen originar din Coreea de Sud, descriu persoane care consumă cantități exagerat de mari dintr-un anumit fel de mâncare, de obicei fast food sau desert, pe care alții l-ar pofti. Lumea consumă acest tip de content din diverse motive. Pentru a nu se simți singuri în timp ce mănâncă sau poate țin dietă și nu pot mânca lucrurile de care le e poftă. Așa că intră pe YouTube, se uită la un mukbanger savurând fast food și pot trăi bucuria unui fel de mâncare bogat în calorii fără a se confrunta cu consecințele fizice. Mukbang-ul e pur și simplu shortcut-ul oricărei diete și Nicocado Avocado promova un stil de viață sănătos, vegan, ne prezenta tot felul de rețete vegane, era calm, adunat, vorbea cu cap, nu începea să plângă în clipuri dintr-o dată din motive nesemnificative și nu făcea challenge-uri nebune. Dar apoi lucrurile au început să se schimbe. Puțin câte puțin, mâncarea excesivă și părerea publică, faima, au început să preia controlul asupra vieții lui. Are atitudine exagerată, crize dramatice, manifestări de frustrare și, în general, clipurile lui sunt foarte haotice. Trece bruz de la momente comice la momente vulnerabile, are un simț al absurdității conștient de sine și stilul de divertisment e train wreck, adică spectacol dezastru. Adică are niște reacții foarte imprevizibile, trece foarte repede de la agonie la extaz, mâncarea ori îl face să plângă, ori îl face să se simte la noul acer. Și mulți îl urmăresc mai mult pentru reacțiile lui decât pentru mâncarea în sine. E un personaj controversat, ce să mai. Pagina lui de TikTok șochează în fiecare zi milioane de oameni. Cei care îl urmăresc probabil știu că a avut o încercare de a slăbi, dar în luna mai a postat un videoclip în care și-a anunțat urmăritorii că renunța la asta, fiindcă nu a văzut o schimbare semnificativă în ultimii 2 ani. A continuat să posteze videoclipuri în stilul lui, după care, recent, în luna septembrie, Nicocado Avocado a postat un videoclip pe YouTube intitulat Two Steps Ahead, 2 pași înainte. Two steps ahead. I am always two steps ahead. În care a recunoscut că a pierdut de fapt în secret greutatea pe parcursul ultimilor 2 ani și a reușit să ascundă acest lucru prin încărcarea unui conținut preînregistrat și l-a numit cel mai mare experiment social din întreaga lui viață. This has been the greatest social experiment of my entire life. It's alluring, it's compelling, it's gripping. Videoclipul începe cu Nicocado purtând o mască mare de panda pe față, ceea ce ar trebui să simbolizeze ideea că rețelele sociale nu sunt atât de simple precum par. El a încercat să explice oamenilor faptul că în timp ce oamenii îl criticau și redau de obiceiurile lui alimentare excesive, citez acum, de fapt, el a avut controlul de plin, tot timpul. În realitate, publicul este cel care se lasă captivat de personalitățile de pe internet, urmărindu-le conținutul în mod obsesiv. Și aici a vrut să sublinieze adevărata formă de supraconsum și să evidențieze această paralelă subtilă. Pe TikTok, bineînțeles că a postat niște videoclipuri cu noului aspect, în care dansează Because He's Two Steps Ahead, dar multă lume a început să creadă chiar că videoclipurile postate pe YouTube și pe TikTok sunt cele, de fapt, preînregistrate și că el nu a slăbit, de fapt, așa cum ne zice, ceea ce, lăsați-mă să vă spun, e improbabil. Într-un din videoclipuri dansează Apple Dance, iar piesa a fost lansată abia la începutul verii 2024. Dar toată această situație are adus la suprafață una dintre cele mai mari scandaluri ale carierei lui, aceea cu Stephanie Su din decembrie 2019. Pe scurt, cei doi au colaborat într-un videoclip de mukbang în care Nicocado i-a cerut lui Stephanie Su să discute cearta sau situația pe care a avut-o cu youtuberița Veronica Wang, care e tot o mukbangăriță, și Stephanie se simțea în mod vizibil inconfortabil să discute detaliile unei probleme personale.
Așa că de-aia tot încerca să schimbe subiectul și să ducă conversația într-o altă direcție. Așa că Nico Cado nu a acceptat să nu primească un răspuns și a tot insistat, în ciuda faptului că Stephanie Sue din nou părea inconfortabil, se simțea inconfortabil. Relația cu Nick a început după ce Veronica Wang a închis canalul Shook Bang, care conținea edituri, parodii, montaje ale videoclipurilor populare de Mukbang. Și ea era folosită foarte des în acele edituri, care totuși nu o prezentau pe Veronica într-o lumină favorabilă. Videoclipurile erau editate astfel încât să pară că era lacomă cu mâncarea sau răutăcioasă față de Stephanie. Și vă dați seama că Veronica nu aprecia lucrul ăsta. Așa că a depus o reclamație de drepturi de autor pe videoclip și el a fost eliminat ulterior. Și reclamațiile de drepturi de autor sunt un subiect foarte sensibil pe YouTube, deoarece mulți consideră că acest tip de conținut este protejat prin legea fair use, utilizare echitabilă. Și reacția a fost masivă și negativă, fiindcă foarte mulți youtuberi importanți au comentat pe baza acestei situații și Veronica a fost basically cancelled, anulată. Și n-a ajutat foarte mult nici faptul că în acea perioadă a comentat foarte, foarte mult și ea pe baza acestei situații să-și spună părerea într-un mod care a pus-o într-o lumină și mai nefavorabilă. Și Nico Cado Avocado s-a implicat foarte mult în acea dramă, în acea perioadă. El și Veronica își insultau reciproc conținutul până când drama a dispărut complet. După acea colaborare inconfortabilă cu Nico Cado Avocado, Stephanie Sue a luat pauză de pe YouTube câteva săptămâni, după care a revenit cu acest videoclip De ce mi-e teamă de Nico Cado Avocado, în care a explicat toată situația cu tot cu dovezi. Când Stephanie a spus că nu a avut legătură cu închiderea site-ului, Nico a întrebat-o dacă ar vrea să facă un videoclip cu el pentru a-și explica parte de dramă cu Veronica. Stephanie a refuzat, spunând că era prea devreme pentru asta. După ce a refuzat și a doua invitație la filmare, Stephanie a sugerat să ia cina împreună cu Nick și Zach Choi. Care e alt creator de conținut de Mukbang. Stephanie a zis că Nick a fost primul care s-a deschis în fața lui în legătură cu problemele prin care trecea în acea perioadă, ceea ce a făcut-o să se simtă confortabil să discute cu el despre Veronica. Și probabil vi s-a întâmplat și vouă, probabil ți s-a întâmplat și ție. Dacă o persoană ar veni acum la tine și ar împărtăși cu tine o experiență mai intimă din trecut, între voi s-ar crea o legătură de încredere care ți-ar permite, ți-ar da libertatea să împărtășești și tu o experiență mai personală cu acea persoană. Așa că și Stephanie s-a simțit confortabil să discute cu el despre Veronica. După ce au continuat să vorbească prin mesaje, Stephanie s-a simțit suficient de confortabil să facă un videoclip cu Nick în cele din urmă. Ea, Nick și Zach au decis să filmeze 3 videoclipuri la rând pentru canalele lor. Când au discutat despre ce teme vor aborda în videoclipuri, Nick i-a spus că ar vrea ca în videoclipul lui Stephanie să vorbească despre Veronica. Și deși ea a refuzat, Nick a continuat să insiste pe tot parcursul videoclipului. După ce Nick a spus că Stephanie e o femeie puternică, o femeie puternică pentru toată drama prin care a trecut cu Veronica Wang, ea a simțit că el încerca să o provoace și să amplifice drama cu Veronica. Sunt foarte curioasă de câte ori am zis în clipul ăsta drama cu Veronica. Și după cum v-am zis, videoclipul lui Stephanie conținea și evidență, așa că a publicat și niște imagini, niște footage din camerele de supraveghere montate în casa ei, care arătau cum a suferit o cădere emoțională după întâlnirea cu Nick. Să filmeze din nou, dar ea le-a trimis un mesaj celor doi, Nick și Zach, că trebuia să anuleze. A pus și screenshot-uri și Perry, numele lui real, era iritat de faptul că a anulat. Și videoclipul pe care l-a postat Stephanie Sue a fost foarte emoționant. A început să plângă și a expus cea mai vulnerabilă latură ei, fiindcă era sincer speriată de Nico Cado Avocado și de ce ar fi putut să-i facă în continuare. After everything that's happened in the past, I told myself I would never, ever, ever feel like that again. I would never feel like that again. I just didn't want to feel like that ever again.
despre. Fiindcă pe lângă situația evidentă, faptul că a fost pusă pe moment să vorbească în fața camerei despre o situație despre care în mod clar nu voia să vorbească și a refuzat să vorbească, întreaga filmare cu McBengal și conversația dintre cei doi se afla pe cardul de memorie al lui Nico Cado Avocado. Așa că dacă el se trezea simțindu-se prea vilen într-o zi și cu impulsul de a face un evil editing cu o persoană de pe YouTube, putea să scoată din context niște secvențe cu Stephanie Su, să le lipească pe altele, să șteargă alte părți, astfel încât să o pună pe ea într-o lumină proastă și să pară personajul negativ. Și Stephanie Su s-a simțit silită să facă acest videoclip despre Nico Cado, fiindcă dacă nu ar fi făcut-o ea, ar fi făcut-o el înainte ei. Nick începuse să posteze diverse lucruri pe Instagram, chiar și un story în care a sugerat că urma să facă un videoclip expozitiv, un expose, și că ar vrea să dezvăluie anumite detalii despre cineva. Pe lângă asta, Stephanie a afirmat că Nick a făcut și poze și videoclipuri cu sistemul de securitate din casa ei, în timp ce ea era în baie în timpul filmărilor. Și bineînțeles, după acest videoclip, a apărut și reacția lui Perry. Nu putea să nu vorbească despre asta. Așa... Responding to Stephanie Su and the video she made about me entitled Why I'm Scared of Nico Cado Avocado. Dacă a făcut un videoclip de o oră și jumătate în care a susținut că n-a plăcut-o niciodată pe Stephanie Su, îi se părea egoistă și a zis că Stephanie făcea în mod intenționat fețe în timpul filmărilor pentru a părea că se simte inconfortabil, deși, conform spuselor lui, i-ar fi fost de acord să discute despre Veronica videoclipul. Și deși multă lume era de partea lui Stephanie după ce a postat videoclipul, argumentele lui Nico Cado Avocado păreau destul de plauzibile în ochii publicului, ceea ce determina multă lume să se împartă în tabere pe internet. Și evident, nimeni nu mai știa unde se află adevărul de fapt, fiindcă poveștile amândurilor apăreau cât de cât credibile. Și Nick a mai spus că a făcut fotografii în casa ei numai după ce a dat ea permisiunea și nu a fotografiat niciodată sistemul de securitate. Și după aceea a lansat și ea un videoclip în care și-a spus ultimele gânduri pe acest subiect, pe care l-a intitulat Cum ne-a manipulat Nico Cado Avocado pe toți. I-a demontat punct cu punct afirmațiile și a explicat cum a mințit în tot acest timp. A detaliat cum a făcut fotografii cu fluxul de securitate al casei ei în timp ce ea era în baie și și-ar dori să publice înregistrările camerelor de securitate, dar nu poate face acest lucru fără consimțământul lui Nick. Ea a mai prezentat și schimburi de mesaje care contraziceau ceea ce susținea el, inclusiv faptul că nu l-ar fi ignorat și că el nu a primit permisiunea directă de a o menționa pe Veronica în videoclipul lor colaborativ. Și pe lângă asta, știți că v-am zis că el a menționat că nu a plăcut-o niciodată pe Stephanie, e bine, ea a inclus în videoclip alte clipulețe mai vechi ale lui Nick, în care acesta spunea că o îndrăgește de fapt pe Stephanie și că a avut o impresie foarte bună legată de ea, despre ea. În reacție a dezvăluit și faptul că atât Stephanie cât și Zach erau vizibil incomodați de modul în care Nico Cado aborda problema în conversațiile lor din timpul mukbang-ului. Cea mai tare parte e aceea în care i-a zis lui Nico Cado să posteze întreaga înregistrare cu mukbang-ul și conversația în versiunea needitată ca să vadă lumea în ce fel o interoga el de fapt. E bine, aceasta este drama dintre două dintre cele mai mari personalități ale internetului. Nu uitați să-mi spuneți părerea voastră în comentarii și nu uitați să urmăriți și acest videoclip în care vă prezint totul despre drama Blake Lively și situația cu albumul lui Eminem. Eu v-am fost Emma, vă pup, pa!